Doamna dr. Ruxandra Pleșa este medic specialist diabet zaharat, bol de nutriție și metabolist. Rămâna, bună dimineața, bine ați revenit într-un nou sezon. Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație. Am revenit cu fructele de sezon. Și anume... cu fructele de sezon. Vreau să punctăm că s-a trecut peste un moment de deep fake profund, de aia e și deep, că e profund, așa cum am avut și eu cu nuclear electric, doamna doctor a avut cu ceva chestiuni pe bază de nutriție. Da, pentru slăbit, dar slăbitul se face la mine la cabinet, nu vând nimic, nu promovez nimic, dau prescripție personalizată de nutriție. Iată. Și cam atât. Punctăm lucrul ăsta pentru că imaginile erau luate din studio de la Neața și eram și noi cumva purtători ai acestei dovezi ai panaceului, ce culme, era foarte ieftin și te scăpa de toate cele cu o singură linguriță. Ieftin și bun, și am și menționat, pentru mine ieftin și bun este doar fasolea, nimic altceva, să știți de la mine. Vai de mine și de mine. Ați venit cu... nu mai sunt obișnuit, Octavian, sunt după o lună de pauză și nu mai... Dacă nu mă abțin. Aici a fost o glumă internă pentru cei care contabilizează ieșirile mele. Avem pepene galben și pepene verde, exact cum a promis puberul că mi-aduce de la însurăței și ce să vezi, nici anul ăsta nu mi-a adus. De ce ați venit cu fructe de sezon? Pentru că vara trebuie să-i mâncăm. Sunt cele mai hidratante fructe, sunt foarte bogate în apă, au asemănări, au și deosebiri. Hai să începem cu asemănările. Foarte bogate în magneziu și potasiu și hidratarea vine cu apă și cu aceste minerale. Așa că dacă transpirăm mult, mai facem și sport și pierdem minerale, sunt metoda ideală pentru o bună hidratare. Bineînțeles, bogăția lor în antioxidanți îi recomandă. Aici avem mai multă vitamina A și vitamina B6 pentru generarea de energie, pentru vedere, pentru sănătatea pielii. Vom lua pepenele galben, iar licopenul și aminoacidul numit citrulină, care sunt în pepenele roșu, ne ajută foarte mult cu recuperarea după sport, cu protecția solară atunci când ne bronzăm, cu lupta împotriva stresului oxidativ, așa că ambii sunt minunați. Aportul caloric este aproape asemănător, sunt cam 30 și 34 de calorii pe 100 de grame, însă sunt și deosebiri și aici. Acest lucru este important. Pepenele roșu sau verde, cum îl denumiți, este foarte bogat în fructoză, polioli, fructani și atunci pentru cei care se balonează ușor, pentru cei care au sindrom de intestin iritabil, nu este recomandat. Este bogat în aceste oligozaharide care fermentează intens și atunci te trezești cu crampe, cu dureri și dacă mănânci un pic mai mult decât o feliuță subțire, se declanșează această simptomatologie total neplăcută. Deci este un trigger pentru cei care se balonează și au sindrom iritabil. Dar pepenele galben, însă, face că cei care n-au voie, cei care n-au voie pepene, îl poftesc cel mai tare. Da, pentru că ei tot anul mănâncă numai carne și vara spun și ei să facă o cură de pepene. Carnea și mâncarea animală fără fibre este înlocuită cu enorma cantitate de fibre care vine din pepeni și atunci iată că apar problemele când faci această trecere bruscă de la fibre scăzute la fibre multe. Așa că ne umflăm, ne balonăm, ne doare, putem să chemăm și ambulanța pentru că gazele sunt extrem de dureroase când persistă în intestine. Okay. Și sfatul este, bine înțeles, să trecem treptat de la o dietă scăzută în fibre la pepeni. Glicemia este iarăși un aspect de care ținem cont atunci când alegem tipul de pepene. Cel roșu-verde are un indice glicemic crescut, însă încărcătura glicemică este scăzută. Și dacă care mănânci diferența? O singură felie, nu-ți crește glicemia mult, dar dacă mănânci mult, ai valori foarte mari glicemice, se destabilizează diabetul zaharat. Bun. Pepenele galben cu indice glicemic scăzut, deci 4 și 70 ca valoare, este recomandat cel galben și pentru pacienții cu diabet, nu crește glicemia brusc, nu te destabilizează, este benefic. De multe ori acesta este mai dulce la gust decât lubenița. Variază în funcție de ce nimerești, ce noroc ai la piață. Poate să fie și invers, dar nu este neapărat mai dulce. Cei din zona mediteraneană mai pun niște prosciutto pe el? Da, se consumă și cu brânză și cu prosciutto. Dacă vrei să te hidratezi bine la mare, îți faci o salată cu pepene galben, pepene roșu, puțină brânză, neapărat plante aromatice ca să scadă balonarea, niște măsline sau capere și această combinare dintre gustul dulce și gustul sărat și plantele aromatice este extraordinar de plăcută.
Cu digestia vede fiecare ce se întâmplă, pentru că, vedeți, ține de mulți factori, modul în care tolerezi. Dar pentru digestie mai ușoară alegeți pepenele galben și pentru a combate constipația. Dacă ați mâncat tot anul fibre, vă puteți viteji și la pepenele roșu. Însă cantitatea întotdeauna va face diferența. Oare nu e prea multă sare pentru o zi de vară la mare? Nu ne umflă chestiunea asta și un pic de brânzică și prosciutto? Nu ne umflă sarea. Sarea noi o pierdem și atunci o dietă cu conținut de sare ne ajută, pentru că se pierde multă sare prin transpirație. Dar ne umflăm vara pentru că sistemul nostru venos este greu încercat de la căldură și atunci venele se dilată și apare senzația asta că ești mai umflat, însă sigur nu trebuie să exagerăm nici cu sarea, dar nici să o minimizăm, pentru că putem avea parte de hipotensiune dacă nu avem suficientă sare în dietă și chiar ne simțim rău. Așa că undeva echilibrat, pepene cu brânză e perfect. De ce atunci când se vorbește de hidratare se vorbește și de adăugarea sării acolo? De obicei, apele minerale care sunt foarte hidratante conțin ele însele mici cantități de săruri. Dacă noi avem o dietă corectă, mai mâncăm și brânză și fructe și minerale din legume, nu trebuie să adăugăm aceste săruri decât dacă facem sport intens, sport de performanță. Nu te-ai dus o zi la sală și gata, începi să bei apă cu sare tot timpul. Dar dacă pierzi foarte mult prin transpirație, faci multă saună și, repet, ești sportiv de performanță, atunci da, poți bea apă cu săruri, acele băuturi pentru sportiv sunt foarte cunoscute, dar poți să-ți faci și tu o băutură cu electroliți dacă pui apă, suc de lămâie, ghimbir, plante aromatice, poate și un pic de suc de fructe, nu mai mult de un sfert de pahar și este suficient. Dar nu toată lumea trebuie să se apuce să bea apă cu sare, da? Acest lucru poate fi dăunător, mai ales dacă ai și o tensiune puțin crescută. Mulțumim tare mult, doamna doctor Ruxandra Pleșa. Abia aștept să înaintăm în sezon și să discutăm despre sezon, despre perioada mustului, despre perioada prunelor care nu sunt puse la compot. Nu așteptați compot. Prea multe de la mine, nu? În această cauză. Nu vă plac prunele, înțeleg. Două pe zi și atât. Două prune pe zi, ochii lui Dobrin. Este cum era pe vremuri. Îi spuneam doamnei doctor că ar fi fost tare mândră de mine în vacanță. Cumva m-am transformat din repetentul clasei în premiant. Premiant și după vacanță, mare lucru să știți, când de obicei se vine cu 2-4 kg. Am stat într-un retreat vegan. Pe 3 zile căutam o bucățică de carne cu riscul să iau de la un localnic, de pe pulpă. Dar în rest mi-a fost foarte bine. Na, știu că se pot face atâtea lucruri din tofu și din caju, inclusiv brânză din caju. Aia a fost ceva ce n-am mai încercat. Vă mulțumim încă o dată. Mare plăcere. O toamnă nemaipomenită, evident, alături de noi cu gândul la o altă vacanță.